Vai, și asta e super tare acum. Cireașa, câta cireașa, domnule, mai e loc pe tortul ăla. Deci tu, nu știu ceilalți ce lucrează și cum îs, eu amintirea ultima o am că sunt actriță la Teatrul Național din Timișoara și am jucat diferite, da? Am făcut ce... Pe unde am făcut, pe unde n-am făcut, să zicem. Și să nu zicem. Ok. Și te zbați ca toromaca. De ce nu primesc eu nu știu ce rol? Eu vreau ăla să joc. De ce nu știu cine joacă nu știu ce? De ce eu nu am asta? De ce? De ce? Ca să ajungi unde ești acum. Fantastic. Și să înțelegi că ești o zeiță și să accepti că totul e pentru tine. Fai, fantastic. Totul, îți dai seama tu cum trebuie să fii, tu cum să transmiți lumea și să înțelegi lucrurile ca să le faci să meargă bine. Oh my God. Deci tu nu trebuia să faci nimic, tu te zbăteai ca proastă. Că vreau măcar un pic acolo, nu știu ce, da? Nimic. Lumea e ca și cum scena aia unde regina stă și actorii joacă. Îi joacă un spectacol în fața ei. Vezi rolurile, cum era o repetiție, Frunze făcea cu noi și nu s-a mai jucat până la urmă. Doamne, că tot drumul ăsta îți spune ceva, sângerașii cu tine, dinăuntru tău, tu ești tu cu tine și ești minunată, minunată. Și ce, monta el nu mai știu ce spectacol. Și eu jucam un rol micuț, numai de episodic, intrai acolo pe ușă și erai Regina Elisabeta. Și Maia Morgenstern juca, vai, când mi-aduc aminte, juca, fai ce frumos, juca Regina Elisabeta, actrița, care juca cu text, mult, cu spume la gură, că draga de ea numai ea știe prin ce a trecut și cum a jucat de... Cred că au chemat și salvarea și era cu spume la gură pe jos, cu fai, fără calciu și fără... Vai, că mi-aduc aminte. Tuf! Și eu undeva în gândul meu, cum Dumnezeu, joc și eu regina, dar eu joc pe bune regina adevărată, Elisabeta, și n-am deloc text. Că nu aveam deloc. Și îmi zice Frunză. Eu zic, și ce fac acolo? Nu am text deloc, nimic. Și lasă când vine momentul tău, să vezi. Că nici el nu știa, că astea se întâmplă automatic. Nu știi, când montezi un spectacol, fie regizor, fie actor, îți faci rolul, nu știi ce urmează, nu știi unde te duce sufletelul tău, inima ta. Bun. Și s-a repetat cât s-a repetat și scena mea nici cum, domne, dar ce fac eu? Ăștia au făcut, fiecare avea nu știu ce moment, fiecare era nu știu ce rege, o bucățică de regină, o bucățică de nu știu ce, jucau fiecare nu știu ce. Ca un spectacol din ăsta frumos, da? Și se începea așa, a fost odată ca niciodată, eu spuneam în rusă și toată lumea în cerc spunea, vai, fantastic, cum te aduce, te duce cum de mână prin viață să înțelegi ceva, știu, tu nu, Batman, Batman. Ok. Și începeam așa și începea povestea și participam când în grup, când nu știu ce. Dar ea ducea rolul ăla, Doamne, ce fantastic. Și atâta text avea și atâta... Și eram fericită și eu într-o zi. Face, hai că... Hai, m-a luat de mână Frunză. Am ieșit la Morozan, lucram. Am ieșit pe hol. Ușa închisă frumos și acolo se întâmpla ce se întâmpla. Se urau, se iubeau, se cântau doi acolo îndrăgostiți, Elisabeta cu iubitul ei mai tânăr și erau așa și pe dincolo, regina și la un moment dat scârț, Frunză scârț, ușa și pe mine mai ia de mână și încetişor intră. Și eu, el e regizor, eu trebuie să mă uit după el, da? Ce face? Și el a intrat încet cu mine de mână, da? Ca și cum eu o să el, da? Și a intrat încet și lumea a avut o reacție, că ce facem noi? Dar ca idee a fost o reacție, a intrat regina, știi? Vai, super! Și el a făcut cumva, da, sus, da, sus. A plecat capul cumva să nu deranjeze pe cineva, să vadă tot. Încetişor,
cu dita mai și mi se cosea. Fantastic. Mai juca într-o, nu știu ce, rochiță, nu știu ce avea pe ea, nici neînsemnat. Și mie mi s-a cusut o rochie pe cât jumate de scenă. Deci intra în ea, nu se vedea nimeni. Vai, fantastic. Rochia era neagră, jos tiulul negru, așa, foarte desfăcut. Și deasupra aici, sus, un verde închis, din piele făcut. Așa, până la un topic. Fantastic. Eu intram așa în toată eu nu știam că o să am rochia asta. Mă uitam ce face frunză și el face stați jos. Și s-a stat într-un colț acolo și s-a adunat așa, nici nu se vedea. Îți dai seama cum eu nu s-a mai jucat, nu s-a ajuns nici la, n-am mai ieșit din Morzan deloc. Deci nu s-a oprit acolo. Înseamnă că era pentru mine, nu știu pentru ceilalți. Cred că fiecare avea de înțeles ceva, dar nu știm acum aflăm. Pentru mine a fost asta. Vezi de treaba ta, vezi de rolul tău. Păi care rol? Păi ești regina aia care... Păi eu sunt regina, eu vezi, Doamne, nu știu. Nu faci nimic. Stai acolo într-un colț și vezi să faci să fie bine. Oamenii să se simtă bine. Tu ești ăla care dirigezi cu tot ce se întâmplă, dar nu te vede nimeni. Da? Ești magician, ești... Mai, asta a fost total, asta mi se pare... Da, omul că trăiește învațat și într-adevăr așa e. Sau nu învață deloc și se trezește odată ipocrit în cap și toing, ce-a fost asta? Asta era. Ah, okay.